În cursul zilei de 29 august, în jurul orelor prânzului, un urs a fost observat în zona Băiași, în localitatea Perișani, din nordul județului Vâlcea, iar forțele de ordine au sosit la fața locului pentru îndepărtarea acestuia de zonele locuite. Mamiferul a fost observat de o persoană din zonă care a fugit imediat ce l-a observat și a sunat imediat la 112. Din fericire, ursul nu a provocat pagube de niciun fel. Jandarmii vâlceni au fost solicitați să intervină pentru îndepărtarea unui animal sălbatic în comuna Perician sat Băiașu, județul Vâlcea, unde apelantul a confirmat prezența unui urs. La susirea forțelor de ordine, animalul sălbatic nu a fost găsit la fața locului, fapt pentru care jandarmii au mai rămas în zonă pentru a se asigura că toți localnicii sunt protejați. Aceste măsuri de prevenire au ca scop protejarea tuturor persoanelor care trăiesc sau trec prin acea zonă și prevenirea situațiilor în care animale sălbatice pot intra în contact cu oamenii și proprietățile acestora. Prin utilizarea mijloacelor acustice, sonore și luminoase se va încerca să se țină animalele sălbatice la distanță, evitând astfel eventuale incidente. те недорите